Dacă suntem astăzi în casa lui Dumnezeu, suntem pentru că Domnul Isus Hristos și-a dat viața pentru noi. Și aș vrea să înțelegem fiecare dintre cei ce suntem astăzi prezenți aici. S-ar putea să ne uităm și să zicem, suntem doar fiecare dintre noi câte un om în mulțime. Nu așa ne privește Hristos ci Hristos se uită spre fiecare dintre noi cu mult interes, pentru că El a pus valoare în fiecare dintre noi. De aceea aș vrea cu gândul acesta să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu din această zi, așa cum este el scris în Matei, capitolul 5, începând cu versetul 1. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să invețe învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, că cea lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, că cea lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amin. Vă rog să vă așezați. În biserica aceasta sunt mulți tineri. Și Dintre cei tineri din biserica aceasta sunt încă mulți necăsătoriți. Haideți să vedem cam cât sunt necăsătoriți încă să ridice mâna sus. Mai sus, mai sus, mai sus. E, e bine dacă se văd mâinile ridicate. La cor nu m-am uitat. Sunt și aici necăsătoriți. Mâna sus, coriștii și coristele necăsătoriți. Așa, Domnul să vă binecuvânteze. Aș vrea să încep cu un test. O întrebare. pe cine ai vrea să-l ai ca soț sau ca soție, dacă ai avea de ales între un om bogat, un om cult și un om de caracter. Și s-a făcut tăcere în sat. Știu de ce s-a făcut tăcere. Mai zic o dată, pe cine ai vrea să ai ca soț sau ca soție? O persoană bogată? O persoană cultă? Sau o persoană cu un caracter ales? Și acum o întrebare și pentru cei căsătoriți. Răspunsul păstrați-l pentru dumneavoastră. Să zicem că ați făcut economii Atâta cât ați putut să faceți în țara asta. Și ați adunat o brumă de avere, ceva bani, ceva. și trebuie să plecați. Să plecați pentru o vreme din țară și trebuie să lăsați averea aceea pe care o aveți, să o încredințați cuiva. Cui ați prefera să o încredințați? Unui om bogat? Unui om cult? Sau unui om de caracter? Acum îndrăznim să zicem, sigur. <laughs> Bine ar fi să îndrăznească și cei necăsătoriți să răspundă tot așa prompt. Sigur că fiecare dintre noi știm să dăm valoare unui om care are un caracter ales. E un om pe care te poți bizui. Omul bogat s-ar putea să-ți înșele așteptările. Vei zice, e bogat și dacă îi las și bruma mea de avere, nu îi trebuie lui care el destul. Dacă nu are caracter, îi trebuie. Dar așa e și în căsătorie. Ceea ce contează cu adevărat, contează să fim oameni cu un caracter ales. Vedeți? Când zicem om sau persoană, când zicem o persoană, zicem ceea ce vedem. nu așa? Adică ființa umană așa cum se vede din afară. Când zicem personalitate, spunem altceva. Vorbim despre ceea ce nu se vede. Fiecare persoană are o personalitate vă întreb eu, contează personalitatea unui om? Vedeți, persoana o facem să arate bine. Căutăm haine care să o împodobească, vestimentație potrivită, ca să stea bine. Dar personalitatea, cum o împodobim? Apostolul Petru spune la un moment dat să fim atenți și să împodobim omul ascuns al inimii. Acum, dragii mei, pentru că noi vorbim în anul acesta despre ce înseamnă să trăim cum a trăit Isus. aș vrea să spun că o parte importantă a trăirii pe care noi vrem să o avem urmând modelul lui Isus, are de a face cu ființa lăuntrică a fiecăruia dintre noi. Cu omul ascuns al inimii. Pentru că nu așa că Mântuitorul este, era cel care a spus că și din prisosul inimii vorbește gura. Contează nespus de mult ce este în noi. Și de aceea astăzi aș vrea să vă chem, zicând să trăim cum a trăit Isus, aș vrea să vă chem să avem un caracter ca al lui Isus. Și pentru că dumneavoastră n-ați zis amin, lăsați-mă să zic eu amin. Să avem un caracter ca al lui Isus. Ăsta nu e un lucru mic ci este un lucru de importanță major, Pentru că Domnul Isus a avut un caracter dumnezeiesc. Și nu uitați, Dumnezeu când l-a făcut pe om, l-a făcut cu această dorință. Și a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Și n-aș vrea să credeți că acest chip al lui Dumnezeu este chipul fizic. Pentru că Dumnezeu este Duh, când Dumnezeu vorbește despre chipul Lui, aș vrea să înțelegem în chipul Lui Dumnezeu caracterul Lui Dumnezeu. Și de aceea vreau să înțelegem astăzi că Domnul Isus, care avea caracter dumnezeiesc, a venit pe pământ tocmai ca să restaureze chipul Lui Dumnezeu în om. Și dacă vreți, cea mai mare dorință a Lui Dumnezeu este să ne vadă că suntem așa cum a plănuit El să fim, purtători ai echipului lui Dumnezeu în lume. Adică oameni care avem un caracter ales, oameni care avem un caracter, după voia lui Dumnezeu, un caracter așa cum a avut Isus. Însă ca să avem un caracter ca și al lui Isus, asta ne obligă. Aș vrea să înțelegem Până aici, noi am vorbit despre ce înseamnă să ascultăm ca Isus, despre ce înseamnă să biruim ispitele cum le-a biruit Isus, despre ce înseamnă să ducem vestea bună altora așa cum a dus-o Isus. Însă vreau să înțelegem încă o dată ceea ce se sublinia acum o săptămână aici, în Biserica noastră. Ca să putem să fim ca Isus. Trebuie să ne alimentăm din aceeași sevă din care s-a alimentat Isus. Adică, ce înseamnă asta? E necesar ca să lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze în noi și e necesar să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu să ne fie călăuză. Și acolo unde Duhul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu se întâlnesc și lucrează împreună, acolo se produce. Nașterea din nou. Așa are loc nașterea din nou. Când oamenii sunt născuți din apă și din Duh, adică din Cuvânt și din Duhul Sfânt. Aceasta înseamnă naștere din nou. Și ca să putem trăi cum a trăit Isus, e important să ne alimentăm din aceeași sevă din care s-a alimentat Domnul Isus, adică din Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Apoi. Să nu uităm, e important să ascultăm de Dumnezeu. E important să căutăm asemănarea cu El într-un mod stăruitor. Aș vrea să facem diferența între dorință și căutare stăruitoare. E așa de ușor să zicem, uh, uh, vreau să învăț o limbă străină. Păi eu aș vrea să le învăț toate. Toate limbile de pe Pământ. Dar dacă nu fac eforturi ca să învăți, nu voi învăța niciodată. Aș vrea să trăiesc cum a trăit Isus, dar dacă nu las toate dorințele mele și toate ambițiile mele să fie legate de acest lucru, repet, nu singurele ambițiile noastre, ci alimentați din Duhul Sfânt, dorința noastră stăruitoare și apoi Lăsându-l pe marele olar să-și facă lucrarea în noi, vom vedea cum chipul nostru este tot mai asemănător cu al lui Hristos. Dragii mei, aș vrea să vă spun că tot ceea ce ne dă valoare nouă ca oameni este caracterul. Să nu vă mirați de asta. Toți oamenii au două mâini și două picioare, și un cap, și doi ochi, și două urechi. Însă ceea ce face diferența între oameni este caracterul. Ce dă valoare aurului? Vom zice strălucirea lui sau numărul de carate, nu-i așa? asta e de valoare. Ce dă valoare becului? Lumina, nu-i așa? Că dacă nu are lumină, nu folosește la nimic. Ce dă valoare familiei? Dragostea care este în ea, în sânul ei. Ce de valoare omului? Caracterul. Asta de valoare omului. Caracterul. Și de aceea astăzi vă chem în numele Domnului Isus, față în față cu dezideratul nostru pentru 2013, să nu uităm că suntem chemați să avem un caracter cum a avut Isus. Doamne ajută-ne! Dragii mei, e interesant, caracterul nu se vede. Nu e așa dacă a, aș pune aici întrebarea, câți dintre noi am vrea ca oamenii să aibă o părere bună despre noi? M-aș mira să văd pe unul care ar zice, eu, eu n-aș vrea ca oamenii să aibă o părere bună despre mine. M-aș mira, ceva ar fi în neregul acolo. Toți vrem ca oamenii să aibă o părere bună despre noi. Părerea oamenilor despre noi se numește reputație. La reputație ținem toți foarte mult. Însă, aș vrea să înțelegem că reputația nu e decât o umbră a adevăratului copac. Și adevăratul copac este caracterul. Haideți să luăm în considerare faptul că acest caracter nu e văzut. Când facem cunoștință cu cineva, tot ce vede omul acela cu care facem cunoștință, vede chipul nostru, zâmbetul pe care îl putem pune uh, natural sau artificial și asta e tot. Ne aude vocea, rostim un nume, zicem îmi pare bine că te-am cunoscut și atâta tot. Caracterul nu se vede. Nu se vede la prima întâlnire. Caracterul se descoperă în timp. Și știți ce e interesant? Cel mai bine se vede caracterul în momentele de criză. Cel mai bine se vede caracterul omului nu așa când stăm unii lângă alții frumos în adunare și cântăm slavă Domnului. Cel mai bine se vede caracterul omului în momentele de încercare. Acolo omul arată cine este el de fapt. Scumpii mei, dacă nu se vede caracterul, trebuie totuși să subliniez că el, caracterul, este zestrea, singura zestre pe care o ducem de aici de pe pământ cu noi înaintea lui Dumnezeu. Și de aceea este important ca aici în viața aceasta să lăsăm pe Dumnezeu să formeze în noi un caracter ca al lui Isus. Amin? Amin. Vedeți când vorbim despre caracter, nu e ușor să cataloghezi pe cineva și să zici ăsta are caracter sau nu are. Știți dumneavoastră cei ce mergeți la școală, că media nu se face cu o singură notă, nu e așa? Pentru medie e nevoie de câteva note. Astea se adună și apoi se împartă la. Asta e media. Pe paginile Sfintelor Scripturi găsim oameni cu un caracter ales. David, de exemplu, a fost un om cu un caracter ales despre care Dumnezeu însuși a zis am găsit pe David, om după inima mea. Și totuși, David a greșit odată și a greșit tare. Ba, a greșit de două ori. Poate a greșit de mai multe ori. Tot pe paginile Sfintelor Scripturii îl găsim pe Ahab, un om fără caracter, un om josnic prin felul lui de a se purta. Și totuși, găsim situații în viața lui Ahab în care a făcut ce este bine. Ce vreau să înțelegem, dragii mei? Caracterul se construiește în timp. Caracterul nu este un lucru pe care îl vedem dintr-o dată. Eu mă rog lui Dumnezeu, ca noi, ca oameni născuți din nou, să putem zidi trăsătură de caracter peste trăsătură de caracter în așa fel, ca la capăt să se uite Dumnezeu la noi și să zică, este un om după chipul și asemănarea mea. Amin. Dragii mei, vreau astăzi doar să facem o introducere la ceea ce urmează să predicăm, în special în seriile de joi. O introducere la predica de pe munte. Pentru că predica de pe munte vine să ne cheme să avem un caracter ca al lui Hristos. Dragii mei, capitolele 5, 6, 7 din Evanghelia după Matei sunt capitolele care au prezentat în ele această magistrală predică pe care Domnul Isus Hristos a ținut-o. O predică în care el descrie caracterul oamenilor care sunt demni de împărăția lui Dumnezeu, caracterul oamenilor născuți în împărăție. Caracterul oamenilor care seamănă și se străduiesc să semene mereu cu Isus Hristos. Sigur că toată predica aceasta este o pledorie pentru caracter. Vom vedea că pentru a avea un caracter ca al Domnului Isus, zic încă o dată. Trebuie să fim conectați la aceleași resurse spirituale la care a fost conectați Domnul. Și mă rog lui Dumnezeu ca să avem capacitatea aceasta, să fim mereu conectați la Cuvânt și mereu conectați la Duhul Sfânt. Ucenicii au auzit predica de pe munte, dar știți că n-au putut să o trăiască până după ce a venit Duhul Sfânt în ziua rusalilor? Uitați-vă la ei până atunci. Cine este cel mai mare? Doamne, lasă-ne pe noi să stăm la dreapta și la stânga. Uitați-vă la ei! Domne, să chemăm foc din cer peste cetatea aceasta, pentru că nu ne-au primit. Au ascultat predica, dar pentru că încă Duhul Sfânt nu fusese dat, pentru că încă Duhul Sfânt nu lucra în viața lor, n-au putut să aibă un caracter ca al lui Hristos. Însă uitați-vă, dumneavoastră, după ce au stat cu Isus, după ce au primit Duhul Sfânt. Uitați-vă la mărturia oamenilor. Spuneau despre ei așa. S-a cunoscut că au umblat cu Isus. Dragii mei, în predica de pe munte, vreau să vedem cum influențează caracterul întreaga viață. Cum ne capacitează caracterul să trăim cum a trăit Isus. De aceea este important să așezăm această temelie. Când spunem să trăim cum a trăit Isus, e important să avem un caracter ca al lui Isus, Pentru că influența noastră în lume va fi dată de caracterul pe care îl avem. Dacă nu avem un caracter ca al lui Isus, știți ce vor spune oamenii când le vom spune, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie? Vor zice, cum să mă pocăiesc ca tine? Dacă nu avem un caracter ca al Domnului Isus, nu vom putea să avem o influență pozitivă în lume. Și Domnul, în predica de pe munte, vorbește despre faptul că ucenicii sunt sarea pământului și lumina lumii. Caracterul ne va arăta ce înseamnă trăirea în neprihănire. Caracterul și neprihănirea sunt două lucruri strâns legate una de cealaltă. Caracterul este strâns legat de religie. Caracterul este strâns legat de rugăciune și de felul în care ne rugăm. Caracterul motivează și uh, transformă idealurile noastre și planurile noastre, relațiile noastre și veșnicia noastră. De aceea e important să avem caracter. Cum n-aș vrea să fiu înțeles greșit. Să creadă cineva cumva că a avea caracter, astăzi am citit fericirile. Fericirile sunt caracteristici ale oamenilor care seamănă cu Isus. Sigur că vom vorbi despre ele mai în detaliu, dar caracterul lui Isus este revelat în aceste fericiri și suntem chemați să urmărim să avem caracterul lui Isus. Dar zic încă o dată, n-aș vrea cineva să cadă în legalism. Pentru că predica de pe munte, spre deosebire de legea lui Moise, vine să ne izbăvească de subrobia legii și să ne facă să trăim în libertatea Duhului. Știți ce înseamnă aceasta, dragii mei? E diferența dintre două verbe la care vă rog să vă gândiți. A face și a fi. Poți să nu fii născut din nou și să vrei să faci, și poate îți reușește să faci una, să faci două, să faci trei, și după aia faliment. Însă, pentru omul născut din nou, lucrurile se schimbă. Ele curg în mod natural din ființa lui. Să facem diferența dintre aceste două verbe, zic încă o dată, dintre a face și a fi. Dacă vrem să fim oameni motivați de verbul a face. Viața noastră va fi o permanentă corvoadă. Ne vom sili, ne vom strădui să facem asta, să facem asta și mereu vom trăi insatisfacția că n-am reușit. Însă, dacă ne lăsăm ca viața noastră să fie motivată de verbul a fi. Uitați-vă cum vorbește domnul uh, ucenicilor săi în speță și vorbește mai apoi și norodelor. Le spune așa, ferice de cei ce sunt săraci în duh e o condiție, este un dat deja al oamenilor născuți din nou. Ferice de cei milostivi, nu spune Domnul, siliți-vă să fiți milostivi, ci zice ferice de cei milostivi. Nu spune siliți-vă să fiți împăciuitori, ci ferice de cei împăciuitori, pentru că cei ce au un caracter ca al lui Hristos, oamenii aceștia se bucură cu adevărat de ceea ce se numește fericire. Și ce e fericirea, dragii mei? Decât starea aceea de împlinire. Este starea aceea care ne face să nu ducem lipsă de nimic, să zicem ceea ce am, mi este destul de la Dumnezeu. Dragii mei, aș vrea să fim atenți. Lumea se silește din răsputeri să imprime în noi un caracter lumesc. Chemarea mea pentru dumneavoastră este să avem un caracter dumnezeiesc, ca al lui Iisus. Circula cu ceva vreme în urmă, pe e uri și apărea pe aici, pe acolo, pe bloguri, un mesaj interesant despre cum se formează caracterul la români. E foarte interesant. Ca să vedeți că lumea este interesată să, să imprime în noi un caracter lumesc. Și vaiul celor ce scriau aceste lucruri ziceau așa, prima poezie pe care o învățăm când suntem mici e cățeluși cu părul creț fură rața din coteț și se jură că nu fură și l-am prins cu rața în gură. Iată modelul, încă din copilărie, ce vrea lumea să ne spună? Cățelușul la simpatic fură, se jură că nu fură și nouă ne e drag. Apoi o altă poezie semnificativă pe care o învățăm în școală e Miorița. Trei ciobani, unul dintre ei o duce mai bine, reușește în viață, este prosper și ceilalți zic, îi punem capătul. O altă poezie semnificativă pe care o învățăm în școală, ziceau ăștia, este Luceafărul, în care fata româncă gata de măritat, îl aduce pe geniu român în fața sacrificiului suprem și când acesta este gata de sacrificiu suprem, ea îl vede pe Cătălin, băiatul de pripas, și-a lăsat geniu, și-a lăsat totul, și-a fost necinstită și și-a văzut de drum. Observați ce caracter imprimă lumea în noi. E model autohton, e al nostru. Dar asta face lumea. Se silește să imprime în noi un caracter lumesc. Care fură, care minte, care înșală, care invidiază. Ori marea Evangheliei pentru noi toți astăzi este să fim oameni care să avem un caracter ca lui Isus. Dacă ne vom atașa de lume și atașamentul nostru față de lume e mare, dacă vom iubi lumea, ne vom trezi că suntem ca lumea. Pun între ghilimele. Ba ne și învățat lumea să folosim expresia ca lumea despre ceva care e grozav de bine și grozav de bine acceptat. Însă de ne vom atașa de lume, vom avea un caracter ca lumea. Și atenție, Frați și surori, de ne vom atașa de Hristos. Vom avea un caracter ca al lui Hristos. Și lumea va urând întotdeauna ce este al lui Hristos. A spus Mântuitorul asta. Când vom avea un caracter ca al lui Hristos, vom fi urâți exact cum a fost urât Hristos. Vom fi tratați cum a fost tratat El. Însă, nu uitați în fiecare verset pe care l-am citit, în fiecare fericire, Domnul începează zicând așa, ferice de, ferice de. Există o fericire pe care nu o dă lumea. Este fericirea pe care o dă numai Dumnezeu, Creatorul. Și Dumnezeu dă adevărata fericire oamenilor care aleg să aibă un caracter ca al lui Isus. Pentru oamenii aceștia există starea aceea de mulțumire sufletească, intensă și de plină. Una dintre fericiri spune: Ferice de voi când veți fi prigoniți! Se poate să ai starea de fericire și în prigonire? Iau un caz extrem. Sigur că se poate. Repet ceea ce am mai spus și altădată: sunt uimit să citesc scrierile oamenilor lui Dumnezeu care au suferit în închisorile comuniste și să citesc ce spune Steinhardt, jurnalul fericirii. Era jurnalul lui din închisoare. Jurnalul fericirii. Fericit în închisoare? Frate Nicolae, fericit în închisoare? Da. Sau binecuvântată fi închisoare, grosul. Știți ce înseamnă asta? Că atunci când vrem să trăim cum a trăit Isus, când vrem să avem un caracter ca al lui Isus, Lumea ne va urâi, ne va închide poate între patru pereți, ne va pune la index, va vorbi de rău despre noi. Dar în lăuntru ființei noastre, fericirea va umple pieptul nostru. Viața noastră și sufletul nostru va fi cu adevărat satisfăcut. Așadar, dragii mei, caracterul creștin este o sumă de calități pe care vă chem să le învățăm împreună. Reputația poate să înșele. Caracterul rămâne și nimeni nu te poate jefui de caracterul tău, decât tu însuți. Nimeni nu-ți poate fura caracterul, nimeni nu ți-l poate distruge, decât tu însuți. Și aș vrea să înțelegem, să ne uităm la caracter ca la un pom. Un pom care aduce roadă, pentru că în Galateni, Apostolul Pavel vorbește despre roada Duhului. Și dacă te uiți la roada Duhului, ea nu reprezintă altceva decât trăsături de caracter ale omului pe care îl conduce Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Predica de pe munte de asemenea ne prezintă o sumă de caracteristici ale omului pe care îl conduce Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și atunci, dragii mei, aș vrea să înțelegem astăzi creștinul cel ce vrea să trăiască cum a trăit Isus, este cunoscut după roadele lui. Pomul se cunoaște după roade. Roadele vor arăta cine suntem. Am citit uh, o istorioară interesantă. Uh, niște copii care locuiau într-o casă aveau în neplăcutul obicei că nu mai foloseau ușa. Aveau ramurile copacului, a unui pom la geamul lor, ieșau pe geam, plecau când voiau ei, părinții nu prea știau ce se întâmplă cu ei. Și când părinții s-au prins, la un moment dat, tata a zis așa în auzul tuturor celor din casă. Pomul ăsta de lângă casa noastră n-a făcut roadă de câțiva ani. Mâine am să-l tai. Copiii erau deja disperați. Au lăsat să vină seara, au scos din pușculițe tot ce au găsit, s-au dus repede la piață, au cumpărat mere roșii multe, frumoase. Au cumpărat niște sfoare subțire și, surpriză mare, dimineața când tata s-a sculat, a ieșit în curte, s-a întors repede în casă și a strigat-o pe soția lui și a zis Vino să vezi, pomul ăsta este plin de rodă, hai să vezi, e plin de mere roșii, așa ceva n-am mai văzut. Și zice, ce e interesant? culmea e păr și a făcut mere. Dragii mei, pomul îl cunoștem de fapt după roade și caracterul îl cunoaștem tot după roade. Haideți să înțelegem că vom rodi ceea ce suntem în noi. Trăirea noastră va fi motivată de ceea ce suntem noi. Și vreau să mai spun ceva. N-aș vrea să creadă vreunul dintre cei prezenți aici că lucrurile vin de-a gata, așa, dintr-o dată. Astăzi ne-am născut din nou și mâine ce caracter frumos avem. Nu! Nu e așa că pomul, dacă tot facem comparația cu pomul, pomul crește. În mod natural crește. Numai aia de plastic pe care ne-i cumpărăm, îi cumpărăm mari și mari rămân. Un pom natural și adevărat crește. Și crește în fiecare zi. Așa aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi. Cu cât ne maturizăm în Hristos, noi creștem și în caracterul nostru, tot mai asemănător cu al lui Hristos. N-aș vrea să privim lucrurile ca pe un dat. Din potrivă, am spus, trebuie să fim conectați la Sursa care este Dumnezeu. Trebuie să vrem cu toată ființa noastră și voința noastră să fie motivată pe deplin să avem asemănarea aceasta cu Hristos. Să așteptăm cu răbdare. Să creștem Și în fiecare zi Facă Domnul să se adauge la caracterul nostru Încă o trăsătură Apostolul Petru Într-una din epistolele sale spune Dați-vă toate silințele Ca să uniți cu credința fapta Cu fapta cunoaștere Cu alte cuvinte știți ce face el Dați-vă silințele să uniți trăsătură de caracter Cu trăsătură de caracter Până când veți ajunge la starea de om mare Și apoi nu uitați Roda depinde de hrana pe care o căpătăm. Nu e important pentru pomul pe care îl vrem roditor să capete apă, să capete lumină, să aibă toate cele la timp? Ba da! Roda, caracterul, depinde foarte mult de hrana pe care o căpătăm. De aceea vă chem, dragii mei, să căpătăm hrană de aici. Îi voie și mai tare să fie aminul ăsta. Dani Toma, mulțumesc pentru că ești aici ca să, ca să ții cu mine. Aminul lui Dan, Dani Toma este totdeauna încurajator. Dragii mei, avem datoria să stăm lângă Cuvântul lui Dumnezeu. Avem datoria să ne hrănim cu hrana sănătoasă, de ne vom hrăni cu altceva, ne vom trezi cu un caracter strâmb care nu seamănă deloc cu caracterul lui Dumnezeu. Și nu așa că la capătul vieții noastre vrem să ajungem în împărăția lui Dumnezeu? Cetățenii împărăției lui Dumnezeu. Sunt oameni care au un caracter ca al lui Dumnezeu. Și apoi, dragii mei, nu uitați. Creștem și aducem rodă dacă rămânem lipiți de Isus. Să trăim cum a trăit Isus. Astăzi să avem un caracter ca al lui Isus. Și mă rog lui Dumnezeu ca El să ne umple de Duhul lui Cel Sfânt, iar noi să ne umplem mintea cu acest cuvânt și să cerem mereu lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, dă-ne har să rodim înspre slava Ta, să ne silim spre aceasta, să facem eforturi, să punem toată voința noastră la lucru și să zicem, Doamne, noi vrem să-ți semănăm Ție. Amin. Să ne ridicăm cu toții și haideți să cântăm împreună spre slava lui Dumnezeu dintr-o cântare iar apoi să ne apropiem de cel prea înalt cu rugăciune și să-i cerem lui Dumnezeu ca El să ne facă să avem un caracter ca al lui Hristos. Pentru că acest caracter contează cu adevărat. Amin.